Băile minerale de la Telega, recunoscute pentru proprietățile curative, au fost închise de OPC Prahova. Inspectorii au găsit toalete insalubre, zone periculoase de acces în apă și mâncare expirată, ținută în condiții improprii. Aceștia spun că turiștii care vin la băile Telega sunt puși în pericol și au închis astfel complexul. Da. Uitați cum ies de aici, uitați, astea sunt resturi cu cuie ruginite, nu se poate așa ceva. Băile minerale Telega, supranumite și lacul săracilor, sunt renumite în Europa pentru proprietățile curative. Inspectorii OPC Prahova abia au avut curaj să treacă peste șipcile rupte care riscau să cadă în apă pentru a face verificările. Dumneavoastră, dacă pățiți un accident, nu mai spunem de consumatorii care se pot accidenta și le puneți sănătatea în pericol. Comisarii pentru protecția consumatorului au găsit atât de multe nereguli încât nici nu știau cum să completeze în documente. Oamenii care trec zilnic pragul complexului, deloc puțin, spun că fac abstracție de ceea ce văd în jur. E minunată. Da. Da, chiar minunată. Este și benefică pentru foarte multe. Asta este important. Sunt câteva zone destul de nesigure. Da, dacă noi suntem atenți, putem să ne asigurăm totuși, dar se poate, se poate, trebuie și mai mult. Condițiile astea sunt dorit. Asta e prima, aia, mizerie multă. În rest, apa e bună. Apa, pentru asta venim. În unitatea alimentară de lângă lac, inspectorii OPC au constatat că alimentele nu erau păstrate în condiții conforme cu regulamentul. Complexul este în insolvență, iar proprietara recunoaște că nu are bani pentru renovare. Nereguli sunt și la partea de bazin. Este un pericol pentru siguranța consumatorilor. Este posibil de o amendă de la 3.000 la 30.000 și bineînțeles că se vor dispune măsuri în consecință de remediere acestor deficiențe. Inspectorii OPC au dat amenzi și au închis strandul până când proprietarul va reuși să remedieze problemele.